Salut, dragi prieteni, cu voi este Nicolae și în acest video am să vorbim despre greșeala mea în tranzacționare. Da, acum îmi vine a râde, dar în acel moment nu prea îmi vine a râde. Am pierdut banii în tranzacționare, am pierdut un procent foarte, foarte mic. Am făcut o greșeală care se întâmplă la fiecare. Și hai să vorbim despre cea greșeală. Dragi prieteni, am pierdut așa 4 dolari și 80 de cenți. 4 dolari și 80 de cenți. Și hai să vă explic greșeala care am făcut-o eu. Am făcut o greșeală foarte mare. O prostie, să zic așa mai. Am văzut aici așa un suport. Și aici unde vedeți dumneavoastră această săgeată, chiar aici în această regiune, am deschis pe o vânzare. Am deschis pe o vânzare, așa am deschis, eram foarte, foarte, nu știu cum să zic, eram sigur că prețul va crește sau va descrește, nici nu știu cum să zic așa mai corect, pur și simplu am văzut că a fost o creștere foarte mare și mă gândeam că prețul va descrește, va fi un short. Și de ce am luat pe un short? Și am uitat, dragi prieteni, spun stop loss-ul. Stop limit, cum se mai spune. Și am deschis poziția chiar aici, chiar aici am deschis-o când am văzut că s-a închis lumânarea dată cu o umbră foarte mare, am deschis aici, în această regiune, chiar aici am deschis și am plecat. Stop loss-ul. Am dorit să îl pun. Pardon, o clipă. În această regiune, oricum avem să fiu în minus. Da, avem să fiu în minus. Nu chiar în această regiune, mai jos, da, cam aici am vrut să pun stop loss-ul. Am plecat, m-am dus să iau masa și într-un moment dat vin și văd așa o creștere foarte, foarte mare. Și eu intr repede să văd tranzacția acolo, adică că am intrat în stop loss, trebuie să pierd acolo un procent mic dacă puneam stop loss-ul, dar dacă, ca să știți, am deschis poziția mea pe un time frame, pe un, din depozitul meu am deschis 30% din depozit și plus la asta mulțit la 20, am vrut să câștig o sumă mai mare, cu un risc foarte mare am luat. Când am intrat, dragi prieteni, privesc minus, era undeva în regiunea dată, așa, undeva pe aici, era așa, cam pe aici, și aveam deja minus 5 și ceva. Minus 5 și ceva. Și când am văzut că stop loss-ul nu este pus stop loss-ul, am închis repede tranzacția și am pierdut 4 și 80 de cenți. A fost o greșeală, fiindcă dacă lăsam, puneam stop loss puțin mai sus, dacă lăsam, oricum aveam să fiu în profit, deoarece eu am pus aici să am profitul. Și dacă stop loss-ul meu îl puneam aici mai sus, prețul, vedeți cum a reacționat, ajungea și după aceea aveam să fiu în profit cu 30 sau 40 de dolari. Dar eu am închis foarte repede, m-am speriat și am închis tranzacția. Am închis-o cu minus 4 și 80 de cent. 80 de cent, da. Nu-i nimic, dragi prieteni. La toți se întâmplă. Absolut la toți. Asta e greșeala mea. Nu m-a stresat, ca să mă înțelegeți corect. Nu m-a stresat. Nu m-a stresat deoarece se întâmplă. Nu avem ce face. Dacă puneam stop loss și băteam stop loss, adică se oprea în stop loss, tot nu avem să mă stresez. Eu vin să caut altă poziție și să deschid mai departe.
Și cam așa s-a întâmplat cu greșeala mea în investiții, în investițiile cripto. Acum, la momentul de față, mai am deschisă o poziție pe Bitcoin. Am deschis o poziție. Hai să dăm explicații și la această poziție care o avem acum deschisă în această regiune. Așa mai detaliat. În această regiune eu am deschis. Stop loss-ul l-am pus aici, iar take profit-ul l-am pus în această regiune. După cum vedeți, prețul încă se menține aici la acest suport, dar eu aștept o descreștere a prețului. Sper să fie acea descreștere, dar dacă va fi în stop loss, am să pierd acolo un dolar, nu-i nimic strașnic. Hai chiar să vedem cât am să pierd. Da, un dolar și 40 am să pierd, voi câștiga 2,62. Cam atât pentru acest video, dragi prieteni. Vedem că acum sunt în minus 47, minus 0,47, nu-i nicio problemă, așteptăm. Am făcut analiza corectă, aștept prețul. Sau sunt în profit, sau voi fi în pierdere. Nu vă stresați. Atunci când deschideți o poziție, dragi prieteni, puneți stop loss-ul, asigurați-vă că ați pus. În caz că plecați ca și mine, să luați masă sau ceva de genul, sau o lăsați deschis pe un timp mai îndelungat, că în caz că eu nu vedeam și plecam la premlare sau unde plecam eu, și de exemplu dacă prețul avea să crească foarte, foarte mare, putem să pierd tot depozitul, dragi prieteni, absolut tot depozitul. Vă mulțumesc pentru atenție, cu voi a fost Nicolae. Aveți ceva întrebări, le scriți în comentarii sau îmi scriți mie în privat în Telegram. Și că așa am făcut eu greșeli în investițiile cripto pe Binance Futures. Mulțumesc pentru atenție. Pe curând, pa!